La mulți ani! Bine ne-am regăsit în 2022 și să știți că și mie mi-a fost foarte, foarte dor de voi și sper că ați intrat cu bine în noul an, cu toții, cu mai multă speranță, evident, și cu dorința de a trece toate lucrurile acestea mai puțin plăcute, astfel încât să ne revedem cu bine și să avem un an mult, mult mai bun decât cel care a trecut. Sper că sunteți bine, sper că ați petrecut bine. Iată că ne aflăm deja în 10 ianuarie, în București, sâmbătă, a nins un pic, ne-am bucurat și noi de câțiva fulgi de zăpadă, dar acum nu mai sunt, s-a topit. Și așteptăm și noi. Am înțeles că pe la sfârșitul lunii ianuarie să ningă și aici în capitală ca să avem această atmosferă de iarnă în mod special. Dincolo de toate acestea, vă spun să aveți un an cât mai bun, să fiți sănătoși, să ne revedem cu bine aici în fiecare seară de luni. Așa cum v-am obișnuit deja că vin cu noi și noi clipuri, să ne bucurăm unii de alții, să învățăm în acest an și mai multe unii de la alții și de ce nu să reușim să ne vedem și să nu mai avem așa niciun fel de temere și să ne simțim bine împreună și să trecem împreună peste tot ce a fost așa mai neplăcut. Ei, și pentru că a început anul, da, fetelor nu se putea să nu profit, ca să intrăm așa direct în subiectul clipului de astăzi, de niște reduceri și pentru că am avut și eu câteva zile libere, așa, mi-am permis mai mult timp de sărbători să mai studiez câteva site-uri și apoi când s-au deschis magazinele, să merg și eu să văd ce mai este nou pe acolo. Și, mă rog, am ieșit în oraș pentru prima oară puțin după Revelion. Acum câteva zile am mers și la, să-i spun așa, un lanț din acesta de restaurante fast food. Am mâncat ceva bun. Mai puțin ce-i drept pentru că nu prea sunt eu așa cu acest tip de restaurante. Am băut un cappuccino foarte bun, o să vă las aici câteva imagini. Și am încercat așa să mă bucur imediat după seara de Revelion de atmosfera aceasta de ianuarie, așa mai întihnă, mai relaxată, pentru că de pe 3 ianuarie am început serviciul, de astăzi am început și cursurile la facultate. Da, pentru mine va fi un an important pentru că am de susținut licența în acest an. Și sper ca și eu și toți colegii mei actori să avem licența pe scenă. Și m-am bucurat așa. Și am luat cumva magazinele din centrul capitalei la rând, într-o după-amiază așa, când era mult mai frumos afară și nu foarte frig. Și bineînțeles că am profitat și eu de niște reduceri. Și pentru că vă spuneam că am intrat și pe site-uri, am găsit și acolo tot felul de reduceri. Am mers și pe la DM, o să vedeți că am luat și de acolo câte ceva și am început așa să spunem anul cu lucruri noi și cu aruncat de ochi ba pe un raft, ba pe altul în magazine pentru că în toată această perioadă a sărbătorilor cât a fost închis, mă rog, n-am mers evident nicăieri și m-am ocupat de, să spunem, perioada aceasta de sezon, de Crăciun, de Revelion și așa mai departe. Între timp, nu s-a schimbat mare lucru, nu am așa foarte, foarte mari noutăți. Încercăm să ne vedem cu toții așa de treabă și aici în București, ca și până acum,
Da, a trecut cam repede perioada sărbătorilor și iată că a venit timpul să ne revedem astăzi, 10 ianuarie 2022. Și, așa cum v-am obișnuit, încerc să vă arăt de fiecare dată când mai cumpăr ceva nou, vă arăt și vouă ca să știți despre ce mai este vorba, ce a mai apărut, la ce prețuri, ce reduceri, sunt reduceri și acum. Am văzut fetelor și băieților pe toate site-urile, pentru toate gusturile, pentru toate buzunarele, prețuri extrem de accesibile la foarte multe dintre produse. Acum depinde și voi ce vă doriți. Și ca să începem, așa cum știți că fac eu de fiecare dată, încep prima oară cu ceea ce am cumpărat din online de pe site-ul Sinseai. Eu mi-am dorit ca pentru o perioadă aceasta mai rece să-i cumpăr Elizei o hăinuță mai lungă pentru iarnă, pentru că, da, au fost câteva zile în București cu niște temperaturi destul de neprietenoase, undeva între minus 2 maximum grade, a fost destul de frig și am dat o comandă online la ei. Și i-am găsit la reduceri, pentru că o să vorbim foarte mult despre reduceri în acest clip, i-am găsit o hăinuță. Am luat mai multe lucruri de acolo, de pe site, și să știți că a decurs foarte bine totul în ceea ce privește comanda. Am primit peste 3 zile comanda, au fost super drăguți, nu a fost niciun fel de problemă. Și am găsit această hăinuță lunguță. Vine mult mai jos față de genunchi și are acest guleraș care se prinde și vine exact așa pe gât. Și mie mi-a plăcut și culoarea și am dat pe ea la reducere, dar oricum, chiar dacă nu era la reducere, aș fi luat-o pentru că mi-a plăcut mult și culoarea și să știți că e destul de grosuță și pentru perioada aceasta se potrivește foarte bine. Eliza a mai crescut în înălțime deja și are nevoie de haine noi și am dat pe ea 101 lei. Deci un preț cât se poate de accesibil și este extrem, extrem de practică. Eu i-am luat ei mărimea L. Este o mărime mai mare, ce-i drept, dar ea poartă în mod normal SM, dar fiind vorba de o hăinuță de iarnă, am zis că va avea pe dedesubt și un plovor mai gros și atunci trebuie să se simtă așa mai relaxată și mai bine ca să nu o strângă și am preferat el. Da, foarte puțin îi vine lărguță, dar foarte puțin la mâneci, să știți că este perfectă, dar se simte ok în ea, mă gândea să fie mult, mult mai mare, dar să știți că cei de la Sinseai au niște măsuri, mi-am dat eu seama în timp, adică măsura L, și o să vă arăt acum alte două produse, e destul de mică la ei, o să vedeți. Așa, stați că am exact tot pentru ea, am luat această bluziță și ia uitați-o cum e, destul de micuță și este L. Ea a costat, a rămas aici prețul întreg de 29. Sunt unele produse la care ei au reduceri și pe site, dar am văzut că au și în magazine în mall. Dar pentru că până atunci eu n-am ieșit așa pe afară, pentru că era foarte frig și n-am ieșit și așa am preferat să plasez o comandă pe internet și a fost fără niciun fel de probleme, dar să știți că nu e prima oară când comand de la ei, așa că nu mă așteptam să fie niciun fel de problemă. Deci aceasta a fost 29, mărimea L, și Eliza e slăbuțică, deci nu e... De asta vă atrag atenția un pic, că să aveți grijă la mărimi. Pentru că sunt destul de mititele la ei și aceasta este tot L, helăncuța aceasta. Ia uitați cât de micuță ești de îngustă. Așa, și aici arată 29 de lei, dar ea a fost redusă 19 lei. Este helâncuță așa pe gâtuț, drăguț, am zis că chiar poate să-și o ia, dacă nu e foarte frig afară, cu hăinuța pe care v-am arătat-o înainte. Și am zis că dacă tot e timpul de cumpărături, să-mi iau și eu ceva nou, așa, pentru
iarnă, un plovăraș, pentru că mie îmi plac foarte mult plovărașele și sunt fan. Și mi l-am luat pe acesta, pe maro. Este destul de lunguț, așa, cu acești nasturași pe umăr, ceea ce m-a făcut pe mine să îl cumpăr, mi s-a părut un detaliu mai interesant, și cu acest guler pe rotund. Acesta este XL, de asta vă spun că nu se prea potrivesc. Și mie mi-este un pic amăricel, un pic amăricel, dar până la urmă este plover și trebuie să fie mai lărguț un pic, să nu ne strângă pur și simplu pe gât aici sau, mă rog, și la mâneci, și nu e niciun fel de problemă. E ok. Dar mi-a plăcut năsturii aceștia, foarte drăguțe, aurii, așa. Și am dat pe el 69. Acesta nu a fost la reducere. Atât a fost el. Să știți că nu cad în această capcană de, și sper să nu o faceți și voi, de a cumpăra haine sau, mă rog, alte, multe alte produse doar pentru că sunt la reducere. Știm bine cu toții că ne câștigăm destul de greu bănuții și atunci trebuie să ne gândim așa de două ori când cumpărăm câte ceva. Ce am luat aici, în special haina Elizei, și mai am în gând o hăinuță pentru ea, am luat-o pentru că ei chiar îi trebuia, fiindcă ea s-a înălțat și, mă rog, este o haină care e foarte practică pe vremea asta, așa mai rece, ca așa e și la București în momentul de față. Ce fericiți sunteți voi cei care ați beneficiat de zăpadă până acum. Și pentru că vedeți voi în spate aici, am o canapea pe această culoare verde, așa smarald. Am zis că, na, trebuie să protejez așa zi de zi și m-am gândit și văzusem la un moment dat într-un alt magazin o păturică tot așa verde, dar era ceva mai groasă, ca să pun cumva pe deasupra. Și uitați la site-ul, pe site-ul celor de la Sinsay, am găsit această păturică. Uitați cât de drăguț a venit ambalată. De fapt, este un verde ceva mai deschis pe cameră, îmi dai o seama, dar în realitate nu. Mai deschis decât canapeaua. Se potrivește foarte bine și este mult mai subțirică, deci este foarte subțirică. Și am dat pe ea... Aici văd că scrie 17,99 lei. Da, și au fost două set, au fost două păturele în set. Da, deci aproape 40 de lei. Și aceasta este dimensiunea 130 cu 160. Și se potrivește perfect, perfect pe canapea. O parte a canapelei este aici, o parte este în spate, așa că una va veni pe o canapea și cealaltă pe partea cealaltă a canapelei. Și mi s-a părut super drăguță și, mă rog, super bună ca preț, dar mie mi-a plăcut foarte mult faptul că este subțire. Eu, având centrală, pot să-mi setez temperatura la ce, la câte grade vreau eu, dar e cald la noi, e acceptabil, adică nici foarte cald, dar nici foarte frig. Și atunci nu-mi trebuia ceva foarte gros, așa că aceasta mai subțirică a venit perfect, perfect și vine super bine pe canapea mea, care este, vedeți și voi, destul de pretențioasă, așa, cunoașteți genul acesta de material. Deci tot de la Sinsay, îi găsiți foarte ușor, au site-ul pe net. Și ca să închei comanda, așa, ca să spun, într-o notă super drăguță, am intrat și la capitolul bijuterii, să spun, și am găsit acolo această mică pereche de cercei, mică mare pereche de cercei, care au un preț, ce să vă spun, aproape gratis, ca să zic așa, am dat 5 lei pe ei. Uitați-vă și voi din pietricele din acestea așa strălucitoare. Ei au fost 10 lei, stați să văd aici unde scria în lei, în lei, în lei, da, nu, scrie doar în euro. Au fost 2 euro, deci 10 lei bănuții noștri. Și am zis că să îi cumpăr, pentru că mi-a plăcut așa, sunt super simpatici. Și genul acesta de cercei obișnuiesc să-i port, așa că am încheiat frumos comanda mea cu acești cerceluși care, eu zic, că onorează orice ținută. Nu sunt nici
foarte strălucitori, așa, nu sunt opulenți, nu sunt neapărat de seară, dar oricum mai spre acea perioadă zilei, mai undeva după amiază spre seară. Zic eu că merită purtați și trebuie purtați. Ziua, mai puțin. Dar acum este o chestiune de opțiune. Și acestea au fost cele de la Sinsay. Când am fost eu la plimbare și am ieșit și noi, ca fetele, în oraș, am zis să ne uităm, pentru că trebuia să mai cumpărăm și o pereche de blugi. V-am spus, puștoaica mea Eliza s-a înălțat, are deja 1,60 înălțime și necesităm, dau seama, schimbarea garderobei. Și am intrat la cei de la Coton. Care, pe care nu i-a probat acolo. N-am stat să probeze, nu, absolut nimic, dar când am venit acasă și am probat, surpriză, blugii veneau foarte bine. Sunt acești albaștri așa, pur și simplu, sunt extrem de simpli, nimic sofisticat la ei, nu sunt din aceea cu tăieturi de data aceasta și cu blugi neterminați și mărimea lor este 29 cu 32. Și i s-au potrivit foarte bine. Cei de la Coton au, să știți, destul de multe modele de blugi. Trebuie însă să vedeți acolo, atenție cu prețurile, cu prețurile, mă rog, în fine, aveau și foarte multe reduceri. Pe aceștia am dat 69 de lei și ei au fost 109 lei. Așa, trebuie să aveți atenție revenind la măsuri, pentru că diferă foarte, foarte mult. Recomandarea, în mod normal, este să stați să probați, dar, mă rog, date fiind condițiile acum, ca să nu stăm foarte mult prin magazine, eu cel puțin am preferat să nu-i mai probeze și să mergem așa la risc, să spunem, și am reușit să luăm perechea care i s-a potrivit foarte bine. Și am mai luat de la Coton, pentru că ei au și un spațiu acolo cu bijuterii, și am mai luat, Eliza, acest colier cu inițiala E, cu pietricele așa foarte drăguță, pe care am dat 17 lei. Rămânem de anul trecut cu această plăcere a mea pentru 16,99. Bun, ce am mai luat? Mi-am mai luat eu o pereche de cerceluși, pe care am dat 18 lei. Așa arată, aceștia sunt mai mult așa de vară, dar mi-a plăcut cum arată această pietricică așa pe interior, în fine. Și am mai luat acest set de inelușe, tot la 18 lei. Unul este de dimensiune mai mică, haide cu focusul, te rog, cameră dragă, și unul de dimensiune mai mare. Drept dovadă, unul va fi al meu și unul va fi al Elizei. Noi avem aici măsura L, dar nu sunt identice. Și vedeți că cei de la Coton au în această perioadă o grămadă de reduceri la plovere, la blugi, la haine de iarnă, la bijuterii, sunt și bijuterii cu 50%, la șosete. Dar ce nu au? Ce nu au? De toate. Măi, bani să avem acum și echilibru, știți că rest așa am avea pe ce să cheltuim. E adevărat că și în perioada asta a reducerilor ne mai cumpărăm una alta. Avem nevoie neapărat, dar dacă nu depășim un buget mare, eu zic că e ok. Și pentru că la blugi noi s-a impus o curea nouă, a intrat Eliza și la New Yorker și a ales ea câte ceva de aici. Această curea
pe care a dat 19 lei, 90, 20 de lei. Și am mai luat, da, și am mai luat și o săcuță, de fapt știu. Ah, uitați, am și bonurile pe aici. Știți că mai păstrez uneori bonurile pentru că sunt situații în care azi merg să cumpăr ceva, peste două zile, nu știu, iau altceva și în genere țin minte prețurile, dar nu chiar la toate. Și am mai luat niște șosetuțe așa drăguțe, pe care a dat 40 de lei, practic. Sunt, uitați, așa, una, două, trei perechi de șosetuțe. Acestea așa și acestea roz așa și pe tălpița au aici, Days, scrie. Costurile ei, dorințele ei, ce să faci? Și pentru că are părul lung și a mai cumpărat și aceste clămițe, un set așa drăguț, pe care a dat, ce bine că scrie prețul aici, 25 de lei de la New Yorker. Cam astea au fost, să spunem așa, cumpărăturile pentru ea, dar v-am spus, unele chiar se impuneau a fi făcute, pentru că de cine trăiește, crește. Ok, și când am mai ieșit în oraș, mi-era un pic așa dor de deme să văd dacă mai e ceva nou pe acolo și mai aveam nevoie de câte ceva, în fine, am mai cumpărat și câteva cadouri pentru că am avut și eu și am în familie niște sărbătoriți de Sfântul Ion, am mai ajuns tot așa prin țară și am mai rămas cu câte ceva de la demeluat, așa, și nu le-am desfăcut, am vrut să vi le arăt și vouă. Am luat așa, acest set, ce cutiuță drăguță, știți voi că mi-a atras atenția cutiuța, vedeți ce produse sunt și luăm sau nu luăm, depinde. Și acest set conține un gel de duș și încă o loțiune de corp. Haideți să vedem ce și cum. Ah, stați că are scociu, evident. Gata. Așa, ia uitați cât de drăguță e. Ups, good. Nice, bun, ce drăguță arată în interior. Super. Așa. Și scrie în germană. Ia, ia, ia. O să văd care e gelul de duș și care e loțiunea de corp. Ele așa arată. Așa, așa, al verde. Da. Și am dat. Stai că dacă sunt ia uitați, vedeți, am bonul aici, nu v-am spus că am cumpărat mai multe atunci. 30 de lei am dat pe set. Da, e un preț bun. Au trecut câteva zile de când am fost în DM, pentru că v-am spus, am mai fost prin oraș să mai cumpăr și câte ceva cadouturi. Și da, 30 de lei, nu mi se pare scump deloc, chiar nu mi se pare. Și am mai luat ceva, o pilă din aceasta pentru picioare. Este extrem de abrazivă, deci cred că își face treaba foarte bine. Așa, și dacă nu mă înșel, a fost undeva 20 aceasta. Doamne, dacă mai găsesc eu în tot bonul ăsta. Cât am dat eu pe ea? Cam la mai multe lucruri, v-am zis. Na. Ce îmi plac mie bonurile, nu mai pot. Nu știu cum scriu oamenii ăștia aici. E undeva, dar exact unde... A, gata! 32 de lei. Am găsit. Am trecut de două ori cu privirea și nu observam. 32 de lei. Mi se pare super bună. Cred că e super bună. O să vă spun eu la un moment dat cu favorite, nefavorite. O ojă, așa, transparentă, de la Catrice. Așa, să știți că am folosit-o odată. Nu-i transparentă, e un bej foarte deschis, de fapt. Am folosit-o odată și să știți că mi-a plăcut, are destul de mult luciu, se aplică ușor. Catrice, 17 lei. Și se usucă repede, să știți. Asta e, când suntem în criză de timp. Și
fetelor. Am tot auzit de concealerul de la Makeup Revolution. Și am zis, măi, hai să văd. Și asta a fost unul dintre motivele pentru care m-am dus și în DM. Și am găsit pe acesta. Cred că este o... Nu l-am desfăcut, vedeți, e nou-nouț. Am zis să vi-l arăt și voi. Este o nuanță care mie, cred că mi se potrivește. Și am dat 40 de lei pe el. Dacă și voi l-ați avut, o să-l încerc și eu de acum, să-mi spuneți cum vi s-a părut. Și am mai luat de la Maybelline, am mai luat acest fixativ pentru machiaj, spray fixativ pentru machiaj. Eu folosesc și nu prea folosesc, o să vedeți voi la un moment dat într-un clip că va urma să vă povestesc despre aceste spray-uri fixatoare pentru machiaj. Dar am zis să încerc și eu să văd. Am mai avut și culmea că nu prea l-am folosit, dar am zis totuși să încerc să folosesc, să văd diferența care este. Știu că am avut la un moment dat unul de la MAC, a fost destul de bun și destul de spornic, dar la un moment dat a trebuit să renunț. De ce? O să vedeți voi la un moment dat când o să fac clipul. Și pe acesta am dat 60 de lei și are 100 de mililitri. Ei, și știți voi că de Crăciun, de sărbători, în general, fetelor, e nebunia asta cu să ne cumpărăm și noi o paletă pentru ochi, de machiaj, nou-nouțe, să avem și noi de sărbători, să fim și noi frumoase. E, eu de data asta nu m-am înscris în perioada aceea, m-am înscris după, la capitolul cumpărat palete de machiaj. Pentru că mai am destule, în primul rând, dar pentru că în DM, atunci când am cumpărat concealerul de la Makeup Revolution, ia uitați voi ce am găsit și eu. O paletă de machiaj, stați puțin că îmi bate pe ea lumina. Așa, în aceste nuanțe tare drăguțe. Da, scociul, bineînțeles, ca de obicei, evident că trebuie să fie sigilate. Și mi-au plăcut aceste nuanțe. Ea ca paletă, mă rog, așa ca și... Dar câte scociuri ai, măi? Și nu văd eu. Am reușit să scap de unul. Așa că prezentare nu e cine știe ce. Știți că ei mai au și acele palete... cu carcasa de metal. Gata, am reușit. Și uitați. Uitați ce drăguțe sunt. Este cea mai ieftină paletă de machiaj pe care eu o dețin în acest moment, pe care am dat doar 34 de lei. Ok. Am zis să încerc să văd și eu cu produsele, știți că v-am prezentat tot timpul și mai produse mai scumpe și produse mai ieftine, pentru că vreau să vin așa cu sugestii pentru toate buzunarele la un anumit moment al vieții noastre, ca acum ești mai sus, ca acum ești mai jos din punct de vedere financiar, așa că ăsta este scopul pentru care vă arăt și produse mai scumpe și produse mai ieftine. Ah, ok, revenind, aceasta are 16 nuanțe, spune aici, intens pigmentate, ultra rezistente, o să vedem, probabil că o să urmeze un machiaj cu ea cât de curând, catifelate și ușor de aplicat pentru machiaj deosebit al ochilor. Combină după dorință și obține un look uimitor. Ok, înțeles că acesta este un brand englezesc. Și, pentru că îmi dau seama că așteptați, haideți să facem un fel de swatch. Să vedem. Haideți să încep cu aceasta mai deschisă. Da, chiar sunt pigmentate. Aceasta nici nu se vede. Cine știe ce, că este extrem de deschisă. Nu știu cât vedeți voi aici. Așa, hai să o luăm pe următoarea. Facem aici din nou picturi, că doar ne-am obișnuit în 2021 cu o grămadă de picturi, nu? E, ia uitați, aceasta e mai pigmentată. Hai să mergem și la cele mai închise, așa. Uite, aici, ia.
Ok? Da, aceasta este. Și încă una, cea mai închisă, aceasta din colț. Așa, Doamne, dar ce pigmentate sunt, băi, fetelor! Cred că trebuie să avem grijă când aplicăm pe pleoapă. Ia uite-ți, oh my god! Și încă una, ia, aceasta, aceasta, am luat. Gata, pictura pe mână, ia uitați-mă. Exact ce trebuia la început de an. Da, să știți că la prima vedere chiar îmi place foarte mult. Chiar sunt super pigmentate și iau și mate și sidefate ca să împace așa toate gusturile. Da, chiar drăguț. Chiar drăguț, pentru 34 de lei. Fără comentarii. O să-mi fac machiaj cu ea și o să vă arăt ce și cum. Dar e prima nou venită la măsuța mea de machiaj și îi urăm bun venit să mă mulțumească pe deplin probabil tot anul, pentru că e destul de măricică. V-am spus, sunt 16 nuanțe, așa că spor, da. Ei, și acum e acum. Am făcut o arogat. Uitați-vă voi la buzele mele, mai precis la rujul pe care îl port astăzi și să-mi spuneți dacă vă place. Ar fi cumva să nu vă placă și vă spun de ce. Pentru că știți că eu v-am prezentat de-a lungul timpului mai multe rujuri pe care eu le am, unele dintre ele la prețuri accesibile, am preferatele mele, rujurile de la Sephora, acela 01 roșu, preferatul meu, acela care nu se ia de pe buze decât foarte greu. Am mai avut de la Yves Rocher, am mai avut de la Melchior, în fine, mergeți acolo la clipul cu rujuri și o să vedeți. Și am zis că la început de an n-ar fi așa drăguț să-mi fac și o bucurie mai mare, un pic mai costisitoare, cu un ruj drăguț? Ce ziceți voi? Pata! Și cum a început de fapt totul? La un moment dat, Elisa mi-a arătat pe internet, există trupa Blackpink pentru adolescenți și copii. Această trupă deja este, cum să vă spun, super mega cunoscută. Ei, una din componentele trupei, Jisoo, este imaginea acestui ruj de la Dior. Și înainte de sărbători ne-am tot uitat noi două pe site-uri să vedem ce e cu rujul acesta nou apărut, foarte discutat și foarte apreciat. Și l-am găsit într-adevăr pe site, dar am zis că hai să lăsăm deoparte acum, că nu stăm de asta și om vedea. Și cam așa a rămas, în stadiul ăsta am rămas. Și când am fost noi în oraș, ce ziceți, fetelor, am intrat la Douglas, am intrat la Sephora și am intrat și la Kendra. Și nu mai știu de Kendra, dar în Douglas și în Sephora era rujul. Și, mă rog, vă arăt câteva imagini de acolo. Imaginile sunt din Douglas, de unde am cumpărat și rujul. Și ca să nu vă mai țin așa pe jar, o să-l scot să vi-l arăt. Este bucuria lunii ianuarie. Este un ruj de la Dior roșu, pentru că, da, eu sunt fan al rujului roșu și, cum bine spunea cineva, dă-i o femeie un ruj
un ruj roșu să-l poarte pe buze și cu siguranță ea va cuceri lumea. Așa arată. Bun, și ca să continuu povestea, am intrat la Douglas prima oară și ne-am uitat, zic, hai să vedem dacă au aici rujul ăsta despre care tot am discutat noi și pe care îl căutam pe net, să vedem dacă îl găsim, la ce preț îl găsim și așa mai departe. Și am găsit, într-adevăr, și erau foarte multe nuanțe acolo, ea fiind, Eliza fiind și fan al trupei Blackpink și a lui Jisoo, una din componentele trupei, a zis, mami, ce frumos este și uite cât de frumoasă e Jisoo cu rujul acesta pe buze și așa mai departe. Și da, și mie mi-a plăcut la prima vedere, că și la a doua mi-a plăcut și mai mult. Și am intrat în Douglas, ne-am uitat și da, era rujul acolo, la cei de la Dior. Și am stat așa pe gânduri, să luăm, să nu luăm. Nu e un preț tocmai accesibil, adică vreo 200 de lei, care nu e chiar accesibil. Da, mă rog, Dior este un brand de lux și atunci evident că e de lux, e de lux. Și vă spun că am stat foarte mult în dubiu dacă să-l iau sau nu. M-am mai uitat pe acolo, am mai probat, a venit între timp și fata de la magazin de acolo, m-a întrebat dacă vrem ceva și am zis că am vrea și a fost foarte drăguță și ne-a arătat ea ce și cum, mate, lucioase, în fine, dar eu eram setată pe ăsta mat, că na. Și acesta este nuanța nouă, mat. Este acest roșu mat, superb. Cam atâta e, da? Ca să știți. Cu un design extraordinar. Extraordinar. Uitați cum arată. Și îl port pe buze, special mi-am dat ca să vă arăt și vouă. Și da, mi-am făcut această bucurie la început de an și am zis că așa să fiu tot anul, cât am fost eu de bucuroasă în momentul în care l-am cumpărat. Am zis că, știți cum suntem noi fetele, zicem că hai mă, că și noi uneori merităm și noi ceva mai expensiv, așa mai scumpicel, da? Și într-adevăr este calitate, este design, e tot ce vrei. Mi se pare că pe buze se așează extraordinar și nu usucă buzele, chiar dacă este un ruj mat, chiar nu le usucă. Se comportă foarte bine. Dar să nu vă așteptați că se comportă exact ca cele mate, cum sunt cele de la Sephora, de exemplu, care foarte greu se duc și dacă bei o cafea sau bei apă, mă rog, și pui gura pe un pahar sau pe o ceașcă, nu se ia. Acesta, în primă instanță, se va lua un pic pe recipient, pe ceașcă, pe pahar, în fine, dar cu timpul nu se mai ia și rămâne o urmă foarte plăcută a lui și foarte catifelată, așa. Și să știți că dacă la început am fost așa un pic reticentă, pentru că n-am mai avut, chiar de la Dior rujuri n-am avut, chiar nu-mi pare rău. Chiar nu-mi pare rău, este un ruj de calitate, într-adevăr, care rezistă totuși câteva ore bune pe buze. Atenție însă, fetelor, în perioada asta să vă hidratați foarte, foarte bine buzele. Iar nuanța și textura sunt nemaipomenite. Așa că, da, mi-am început să spun din acest punct de vedere anul foarte fericită, așa, pentru că am luat și pentru mine de această dată un produs cosmetic care se ridică la niște standarde mult, mult mai mari. Acum ce-mi doresc eu și cred că și voi cu siguranță este să scăpăm de aceste măști pe care suntem obligați să le purtăm încă și să putem să ne folosim produsele așa cum trebuie, să fim noi așa radiante și zâmbitoare, pentru că altfel parcă n-aș vrea să aibă, cum să spun, soarta
unor cosmetice la care trebuie să renunțăm pentru că le-a expirat termenul de garanție și sau pur și simplu nu ne mai plac, ne-am plictisit, mă rog, vari motive. Da, și mă uit în jurul meu că v-am prezentat cam tot și am încheiat așa apoteotic cu acest ruj spectaculos de care sunt super mega mulțumită și pe care am vrut să vi-l prezint și vouă, căci cu siguranță va veni în ziua, în anul acesta, o zi a voastră de naștere, o zi importantă în care să vă bucurați voi pe voi, să vă acordați mai multă atenție și să considerați că meritați din când în când ceva și mai bun pentru voi. Dincolo de toate acestea, mă bucur enorm că ne-am revăzut și la acest final de clip vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru toată atenția pe care mi-ați acordat-o în 2021. Și mai avem un pic și împlinim un an împreună, pe 15 februarie. Și pentru toate vizualizările și pentru toate comentariile și pentru că am reușit cu unele dintre voi să ne cunoaștem față în față, am reușit să ne vedem și îmi doresc ca în 2022 să ne vedem din ce în ce mai mult și să crească această comunitate a noastră frumoasă din ce în ce mai mare și mai frumoasă și mai frumoasă și mai dornică de a împărtăși împreună lucruri noi, unele de la altele. Ce vă pot spune eu pentru 2022? Că voi încerca să vin în fața voastră cu produse pe care eu le cumpăr din când în când și să vi le arăt și vouă pentru inspirație, pentru că recunosc și mie îmi place să mă uit la alte clipuri ale altor fete pe care și eu le urmăresc și îmi place să văd ce mai este nou și de multe ori m-au ajutat aceste clipuri. Așa că tot ce-mi doresc pentru acest an este în primul rând să fim cu toatele și cu toții sănătoși și sănătoase, să împărtășim gânduri bune împreună, să aflăm despre una, despre alta, despre ce mai este nouă materie de machiaj, hăinuțe, încălțări, bijuterii, parfumuri și așa mai departe, așa cum ne-am obișnuit noi împreună. Și să încercăm să ne facem fiecare zi măcar un pic acolo mai frumoasă, fie și cumpărându-ne o ojă la 17-18 lei, da? Lucruri mici, dar bucurii mari, lucrurile mărunte aduc bucurii mari, cum îmi place mie să spun. Mă bucur că ne-am revăzut, vă doresc un an minunat și vă aștept în continuare în fiecare seară de luni alături de mine aici pe canalul Lady Felicity pentru a fi împreună și a ne bucura de tot ce găsim noi că e mai frumos în viața noastră. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o săptămână minunată!